Letiția Maria Păune are 8 ani și locuiește în Măgurele, Ilfov, împreună cu părinții și fratele său mai mare. Letiția are o viață foarte plină cu de toate. După școală, ea merge la cursuri de dans, chitară, canto și actorie. Dacă ar fi după ea, toată ziua ar cânta și ar dansa. Va fi bine, va fi bine, să nu uitați să-mi spuneți dacă vă întâlniți cu mine. Va fi bine, va fi bine, de mâine schimbă lumea, dar de azi încep cu mine. În timpul liber, Letiția îi place să joace cărți, să deseneze, să se plimbe cu hoverboardul sau bicicleta și să gătească dulciuri împreună cu părinții. Cel mai mult îmi place să fac brățări din ață și din elastice de păr. Letiția are 2 pisici și visează la ziua când va avea și câine și papagal. Pentru că iubește animalele, ea și-a propus că atunci când va fi mare, să salveze animalele de pe stradă, să le îngrijească și să le dea spre adopție. Dar nu asta va fi meseria ei de bază, ci alta. Îmi plac copiii. Când mă fac mare, vreau să mă fac învățătoare, că îmi plac copiii. Așa de mult. Îmi place să ajut. Vreau să fiu și învățătoare, dar și înainte vreau să fiu și polițistă, acum așa, nu mai vreau așa de mult să fiu, că nici nu o să mai am atât de mult timp. Ca mulți copii din generația ei, Letiția petrece timp și pe ecrane. Vizionează pe YouTube filmulețe cu diverse rețete și sfaturi și urmărește câțiva vloggeri amuzanți. Văd mulți vloggeri, este foarte la modă. Înainte, când posta niște cântece mai bune, de exemplu Mod Avion, e mai bun decât altele, decât ultimele 3. Câteodată când nu văd niște poze așa mai drăguțe, atunci eu mă uit și la descriere să văd cum se numește. Îmi dau seama dacă este mai sau mai ok, mai nu sau da. Letiția și-ar dori să facă multe magii, dacă ar putea. Să pot face gheață, să pot să am telechinezie, că de exemplu dacă cade un pahar să-l iau să nu se spargă, să mă teleportez în caz dacă se întâmplă ceva acolo sau peste tot, și ca să ajung mai repede la școală, să pot să mă culc când vreau. Doar ca să, în caz dacă se întâmplă, de exemplu, un accident, sau să dau timpul înapoi. Mai sunt foarte multe, dar nu mă pot gândi la toate deodată. Viitoarea învățătoare, Letiția are deja un mesaj pentru oamenii mari. Să fie mai bun cu copiii, să nu fie duri unii dintre ei. Săptămâna asta, la școala de supereroi Itty Bitty, învață ouă pe găină. Ouul este Letiția Păune, de 8 ani. Urmărește-o cum crește supereroul.